Unde e mamița? Afară. Alături la fereastră trece un mor. Ieșița, țalina. Dar ce, ai mai stă pe acasă? Vine și trage cu urechea pe aici, apoi în plena hala a căldărelor, cum încet. Unde e cafeaua mea? Nu știu. Poftim. Mă cheamă să iau cafeaua cu dumneavoastră, stă cu gura căscată la morți. Dacă știam, o luam acasă. Bonjour, George. Nu mă mai cunoști? Dumneata, ce cauți aici? Ce caut asta aici? Casa mămiții nu e hotel. George! Ce poftești? George, nu-ți arăți cuvintele! Ce ai spus, mă? Că te pomnești de sarmăselele! Ei, dar ce te-ai supărat și tu așa, frate? Tobitoc, bătrân, cer iertare, iute! Iute că te pomnesc! Vrei să-ți ceri iertare? Da. Ia că-și cer. Iertare. Ce e de fasoane în familie? Hai să ne păcăm. Haide-mă să ne păcăm. Tocmai tu să-mi faci mie una ca asta? Tu știi că te iubesc eu pe tine. Am fost enervat. Dacă era mai multe, ca în mormântarea lui Ghită Brășoiu, erau 3 trăsuri. Ba, erau 4. Ba, 3. Ba, 4. 3. Ba, 4. Ba, 5. Ce tot bateți, cam? Stați, soră, să le luăm pe rând. Una cu protopopul Mânzatu și cu popa de la Sfânta Treime, una cu popa Porumb. Ce tot spui, soră, că protopopul era cu popa Porumb? Protopopul era cu popa de la Sfânta Treime, doar noi fi oară. Popa Porumb era cu popa de la Sfânta Treime, iar protopopul Mânzatu era cu popa de la Patriarhie. Cum îți mai azi? Bine, tati. De când vă mai dați jos de la masă, nu ne mai ține și la niciuna. Tata Neta, cât e dumneavoastră ciudată, azi parcă... Să nu mai vorbești de ea. Fetiță, dragă, ți-e mamă. Nu mi-e mamă, mi-e vrăjmașă. Și mie și lui Mircea. Să nu o văd în ochi. Dacă nu eram în starea asta, plecam din casă. La Moșie, la București, oriunde. Nu mai ies din această odaie până nu mă ușurez. Nu stai jos? Ba stau, dar vezi... Ce este? Eu venisem să te rog... Spune, tanti, vrea să te vadă țața. A, nu, asta nu. Fetiță, fii tu mai cu minte, întotdeauna ai fost înțelegătoare. Crede-mă și pe mine, nu mai are liniște de când v-ați închis aici. Cred și eu. Nu mai are la cine să strige, nu mai are pe cine să chinuiască. Toată noaptea aud cum se plimbă și țipă prin antreole, se rupe inima. Gândește că e bătrână și într-o zi o găsim cu mâinile și cu picioarele luate. Și tu o să o ai pe suflet. M-a trimis să te rog să o ierți. Să o iert? Nu cred că pot să o iert. Nu mai stăteai până la 5 minute, s-a făcut dor de tine de nu mai știe. E voie de la stăpânire? Bonjour, madame, de când nu te-am mai văzut, ți-am uitat. Dar ce miroase așa aici la voi? Parcă ar fi la spițărie. Hai să-ți prăpădești stomacul cu atâția doctorii. Asta, Elena! Se ține de mine ca scaiul. A spus că te-a visat orita noapte și că a dat fuga să vadă cum îți este. Să intre? Să-și bine în interviță? Spune, tati. Dar să nu-i dea ghez la vorba, că nu mă distrugește. Se înfițează când e aproape de masă.
Nu că mi-e dânta cât mai mult, slavă Domnului, e masă pentru 10, parcă n-are cine să ducă pe urmă acasă. Ce faci, Lena? Ai rămas tare de piatră în prag? Și închide ușa că se face curent. Bonjour, Margaretuță! Bonjour, puișorule! Ce mai face trandafirașul nostru? Maică, ție ți-ar dobraji! Ce idee, tanti! Uite și mânușițele! Vino, Zoia, de vezi și tu! Lasă, tanti, mi-a pus Mircea termometrul acum o oră. Eu cred ce văd eu. Ce să vă spui, mie nu-mi place foarte. Fugi de acolo, nu mai speria și tu, n-auzi că i-a pus termometrul. Ce tot spui, Lenocar? Parcă sunt ploiuri de gheață. Ei, așa sunt friburile. Când îți fierbe sângele în tine, când te răcești deodată. Mi-ai tras o spaimă, mai dama, azi noapte. Eu? Da, te-am visat, dar ce vis. M-am trezit lui arcă și tremurând toată. I-a spus țața Neta. Ce a spus? Că nu știe nimic. Taci, soro. Stai să vezi. Se făcea o apă mare, mare, mare și neagră. Tu erai pe mare cu Angelica. Care Angelica, soro? Angelica păpușoaie care a murit acum un an. Și apa venea, se umfla, venea și urla. Parcă era jiul ăsta când a dărâmat podul de la Jitianu. Tu parcă vroiai să te arunci. Parcă te codeai când te lua de umeri... Cine, soro? Angelica, soro. Și zde te plângi unde era buhoiul mai mare. Doamne, ferește ce vis năbădăios. Și cum a mai fost? Ei, nu mai știu, că am început să țip și m-am trezit. Vă spuse, curgea apa pe mine și tremuram de-mi să tac camizoul în spinare. Ce ți-e scris în frunte ți-e pus? O să-i mănânce bărbatul sub din colivă. Asta urmărește dumnealui. Cucumelelor, că o să aveți destulă vreme să o bociți. Mircea! 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 Ce s-a întâmplat? Vino în pace, vino în pace, vino lângă mine! Ce? Stai cu mine! Ce s-a întâmplat? Nimic! Stai cu mine! Tanti se duce acasă. A, nu se poate! Astăzi te-ar mănânci cu noi, aici, în odaia noastră. Cum? Aici? A, nu știi? Noi ne-am retras aici. Nu vrem să mai avem de-a face cu dumnealor. Ce spui? Câte un pahar cu șampanie? Dacă ți-e atât de mult. Oh, ce miros frumos de trandafir, mă amețesc. Se merge să-ți culegem un buchet? Mulțumesc, Tanti, cobor eu. A poftit la șampanie. Bonsoir. Bonsoir. Dar ce, stați pe întuneric? Adevărat că s-a făcut întuneric. Ești bun, Mircea? Bonsoir, colet. Oh, dar ce eleganță asta pe tine? Am venit îmbrăcată, gata, fiindcă mi-am dat întâlnire cu Ianache la voi. Vreau să-ți vorbesc. Mie? Ce ai să-mi spună? Habar n-am. Nu mă interesează chestiunile de familie. Deși, mămița susține că eu îl influențez pe Ianache. Ca și cum l-ar putea scoate cineva pe Ianache din ideile lui. În sfârșit, treaba va. Dar ce? Nu sunteți gata? Cum gata? E 7:30. Nu m-a trimis la bancă Mișel că face logodnă mai devreme? Ba da, dar noi nu mergem. Cum se poate? Dar e peste putință. Sunteți verii lui Juju. Tocmai copilării cu ea. Ce înseamnă să lipsiți? Tocmai voi. Uite, așa faceți întotdeauna și până vă omirați că vă vorbește lumea de rău. O, despre asta... Asta este un lucru foarte important, mașeria mea. Dar vouă ce vă pasă? Stați aici singuratici. E, spuneți. Nu vi s-a mai urât? Mie mi-a venit nebunie să stau o zi întreagă închisă între patru pereți cu Ianache. Când mă gândesc ce asaltul va trebui să îndurească seara dacă nu veniți. Serios că nu veniți? Dacă vrea mago. Nu pot, Mircea, știi că nu mi-a fost bine toată ziua. Mă pregătesc să mă sui în pat. Dar nu e nici 7:30. Exagerez, draga mea. Se cunoaște că n-ai ras-o. Se poate. Știți? Am invitat-o și pe Vanda. Cum o mai cheamă? Creatura aia, vara voastră. Vanda Serafin, și nu pricepe ce faci creatură. Te rog, Mircea, este elegant din partea dacă vrei să o aperi. Dar mie să-mi dai voie să-mi plăcerea mea. Care este orașul întreg? Orașul? Nu știu cine a rămas nebârfit, neîntinat, nesfâșiat de voi. Pardon. De lumea voastră. Nu mai stăresc, fiindcă văd că e apărarea cu căldură.
La început, nimeni n-a vrut să creadă că Uncle Michel a făcut greșeala să o invite. Dar am auzit că ea s-a dus, a stăruit, a cerut ca un serviciu, ca o mare favoare. Și Gilbert aș face cu mijlocul acesta reintrarea în lumea noastră, se înșală. Gilbert Kellum nu vine la Logodnă ca să nu o întâlnească. Eu aș fi făcut la fel, dar muream dacă nu vedeam cum e îmbrăcat-o. Asta e culmea. Nu m-am anunțat că mi-e rău dacă nu o să mă primești. Eu? Tante Anita nu mă lăsa deloc să vin încoace, dar țineam așa de mult să te văd. Bonsoir. Bonsoir. Dar ce, ești bolnav? Se obosește prea mult cu mine. I-am spus... Margo? Da, Colette? Vrei să veniți în încoace? Vai, e goală. Ce spate? Ne-o spate ca asta nu-l scos dragă seara în lume. Mă enervează brusul ei. Fă ceva, spune ceva ca să înceteze. Margo, tu vrei să răspundeți cum mi-au florit violetele care ne-a sus de la Cotlea? Știi, Colet, mă rugăți și eu, Nache, să-i dau și lui adresa, dacă îți plac ție. Violetele? Cum să nu-mi placă? Mă nebunesc cu violete. Merge, Margo? Ia, sus, ai învățat violetele ca să mă scoate de aici. La revedere, Mircea. La revedere. Atunci, hotărât. Nu veniți la Logodnă? Păcat, ne-a făgăduit încă niște ceva senzațional. Bonsoir. Bonsoir. Margareta, nu e aici? Eu afară, în grădină. Ești bun să trimit să o cheme? Da, să o cheme. Ce v-a spus? Ce fate un conciliabul, un consiliu de familie, altă familie de la dumneata. Margareto! Da! Cine mă cheamă? Eu, Ianache, sunt fujos la tine. Vino mai decât. Cum i-a mai fost azi? Temperatura? 37,5, acum o oră însă. Sincopă? Leșin? Da, leșinat. A, nimic a venit. Uite, Vanda, ce trandafir frumos! Alege unul! Uite, ăsta galben. Frumoasă ești, Vanda! Chipul tău este atât de neted, de curat. Nu ne lucesc nasul, obrajii. Bonsoir, George! Bonsoir! Bonsoir, Ianache! Oh, dar voi sunteți în frac. Pentru mine v-ați făcut așa frumos? Ne ducem la Logodnă, la Uncle Michel. A, eram poftit și noi, dar... Mircea, am o idee. Da? Du-te și tu. Singur? Ce cap aș face? Nici nu mă gândesc. Dacă te rog eu. Ți-e atât de mult. Te mai distrezi, vezi lume, te vede lumea. Ai auzit-o pe coleg. Mereu cu mine, mereu în casă. Fai, Mircea, orice de mofturi pe tine. E ridicol. Uite, îi faci un serviciu și Vandei. Tot n-are ea însoțitor. O, dar eu sunt învățată să mă duc în lume fără însoțitor. Găsește acolo. Cum? Deși uneori e dureros să n-ai pe nimeni care să te apere de impertinențele atâtor imbecili. Sunt semne ca să seară să petrec de minune în relația stilei de familie. Merg și eu. Bravo, să știi că mi-ai făcut o mare bucurie. Mi-ai uitat, în 5 minute sunt gata. Margareto, noi am vrea să... Am venit să stăm de vorbă. Cu tine. Atunci eu mă duc. Dacă nu te superi, chestiuni de familie. Mă neliniștiți. Mi-a spus Colet ceva. Vanda, așteaptă pe Mircea la mămița. Margareto, noi frații... Mie înainte v-a să zică, parcă ne înțelesesem să vorbesc eu întâi. Dacă și din asta faci chestiune de ambiție... Sunt frate mai mare, ori nu sunt. Poftim, am dreptate? Ai,
Dar dați-mi voie să stau jos. Am cules doi trandafiri și am ostenit. O vezi? Biata fată. Margareto, starea ta de la o vreme ne îngrijește pe toți. Starea mea? Nu e momentul să ne ascundem după deget. E joc sănătatea ta. Ce sănătate? Viața, n-auzi? Viața ta! Era nevoie să-mi iei vorba din gură? Eu dacă vreau, nu știam să-i spun. Dai buzna peste mine. Trebuie să umbli cu precauțiune în împrejurările astea. Să iei cu încetul. Nu vezi? Ai speriat-o. Dar nu m-a speriat deloc, George. Ei bine, e în joc sănătatea mea, viața mea, iată. Recunoști? Dacă așa vreți voi. Cum noi? Ți-am spus eu să nu ne amestecăm. Cum să nu ne amestecăm? Dar ce e străină de pe drum? E sora noastră. Eu nu sunt un egoist și un fără de inimă ca tine. Eu m-am sacrificat pentru familie. Groza. Eu dacă ceream să guvernul să mă numească în diplomație, mă trimitea ministru sau la Paris sau la Londra. Dar eu m-am mulțumit cu un loc în Consiliul Județean. Să fiu lângă mămița, să-i dau ce-i trebuie. Dacă aș fi lăsat-o pe mâna ta... S-ar fi prăpotit. Să știi, dumneata, blestemată familie. Nu ne putem întâlni doi fără să încetăm. Fui. Fetiță dragă, eu vreau să te scutez de niște detalii care te-ar fi putut impresiona prea tare. La el sunt detalii. Dar pentru că domnul mă provoacă, uite că dau totul pe față. Mă asculti? Da, George. Aseară a venit doctorul Faustin alarmat la mine. Alarmat? Nu-ți închip în ce hal era. Mi-a spus, ca frate mai mare... De ce râzi? Te rog, urmează. Ca frate mai mare sunt îndator să te pun cu starea panei Margareta. S-ar fi cuvenit să stau de vorbă cu Coana Aneta, dar la vârsta ei, o emoție prea mare ar putea fi fatală. Vrem a pus la corect cu toate. Emoțiile tale, slăbiciunea ta, a întrebuințat și un termen tehnic de-a lor din medicină. Dar l-am uitat. De ce nu l-ai scris pe manșetă? Sunt momente prea grave ca să-ți răspund cum meriți. Și-a încheiat. Inima, Connie George. Inima. Boala, lui bietul tău. Nu-ți închipui în ce hale am fost eu? Nu mai pot. Tușesc de-mi sar ochii. Acum poți continua dumneata. Da, eram sigur. La greu mă lași pe mine. Dar nu o să te încălnesc numai eu. Haide, arăbușit, să te văd. Ai făcut dreptul la Paris. Tătuțul credea că o să dărâm pământul când te întoarce în țară. Păcat de doctoratul ăla. Vorba dumneavoastră. Dacă știam că o să ajungă tot logofot pe moșie, nu mai cheltuiam banii cu el. Mai bine ți-i dădea ție. De 10 ori ți-a plătit datoriile. Să vedem acum cine o să te mai scape de peceț și de tobă. Tu! Ianache, nu pricep. Fii bun și vorbește mai... A priceput. Asta e fată deșteaptă. E din familia noastră. Adevărat. Mi-a mai spus-o cineva. Dar ce avem, George, atât de ciudat, de nedeosebit de toată lumea? Petrecere bună! Sper că nu am plecat. Nu! Du-te, du-te! Nu face pe Wanda să aștepte. I-am uitat mantaua. A, uite-o. Ei, mergem? Nu știu ce m-a găsit astă seară. Am o poftă de brand, de șampanie. Dau și jumătate din grecia de sticluța galbenă. Știu, valerio domnule. Și două pastile din ăsta în sirop. Deci eu aș fi de părere să iei 4, să-i fi spam agitat. Zoio! O, soră, mai țipa așa, mi se rupe ceva în piept. Se rupe în pieptul meu, unul într-al tău. Fraile, am trimis colaci că trebuie să plecăm la...